Continuăm. În fiecare an, aproximativ 10 din 100.000 de oameni prezintă o ruptură de anevrism. Care sunt cauzele acestor anevrisme și ce tip de durere de cap ar trebui să ne trimită de urgență la medic? Vorbim chiar acum cu doctorul Ionuț Gobej, medic primar neurochirurg la Neurohop. Mulțumesc, domnule Gobej, pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Cred că ar trebui să începem cu... E drept, e o curiozitate atunci când ești tânăr, când tot auzi de incidența AVC-ului, da? De aceste anevrisme. Ce înțelegem până la urmă dintr-un anevrism? Ce e el și de ce ne chinuie? Anevrismele reprezintă mici modificări ale pereților arteriali care au o structură anormală și care predispun la rupturi ale vaselor de sânge, producând secundar o hemoragie, iar în funcție de localizarea acestor anevrisme, dacă vorbim despre cele cerebrale, hematoamele produse induc leziuni care pot fi foarte importante și uneori, din păcate, pot cauza și decesul. Am stat și m-am întrebat de foarte multe ori, mai ales când încet, încet ajungi la o vârstă, domnule doctor, încep să mai pui întrebări ca să vezi de ce anume în anumite situații se poate vorbi despre AVC și nu e o glumă. Există o predispoziție a pacienților care să trăiască cumva pe propria piele această chestiune dificilă, acest anevrism? Adică e o predispoziție a noastră, a vaselor de sânge, a sistemului? Există câteva afecțiuni cunoscute care predispun la apariția anevrismelor, însă ele sunt o minoritate în grupul celor care fac anevrisme. De asemenea, fumatul poate fi un factor de risc în ruperea unor anevrisme preexistente. Când vorbim despre afecțiuni care predispun la formarea de anevrisme, ne gândim la bolii de colagen, la rinichiul polichistic, în sfârșit sunt câteva afecțiuni care, în care incidența anevrismelor este un pic mai mare decât la populația generală. Însă 9 din 10 pacienți cu anevrisme nu au factor de risc identificabil, astfel încât cel mai frecvent simptomele unui anevrism rupt survin pe un fond de sănătate foarte bun la oameni tineri, activi, care frecvent nu au avut niciodată alte probleme. Există o explicație sau o legătură poate și cu viața 2020 și în ultimii mulți ani în care nu mai știm nici ce mâncăm, nici ce respirăm, nici ce suntem, în afară că suntem oameni bipezi și vrem să supraviețuim într-o lume nebună? Din studiile cunoscute până acum, nu există relații dovedite între factorii de mediu sau de viață și existența acestor anevrisme sau ruperea lor. Probabil că de fapt există, știm că dacă există anevrismele, fumătorii au o predispoziție mai mare să aibă o ruptură a lor, la fel hipertensiunea arterială poate induce ruptura unor leziuni preexistente, cum uneori și chiar efortul fizic extrem. Asta nu înseamnă să nu facem efort fizic, pentru că, în general, efortul fizic este o sursă de sănătate mai degrabă decât o sursă de probleme. E bine să reținem asta, mai ales că suntem predispuși la sedentarism și nu facem ce ar trebui să facem. Domnule doctor, există un moment în care am putea să anticipăm, nu știu, o durere puternică de cap, un moment care să te ducă să-ți spună, e posibil să fie o sensibilitate într-o zonă și nu e doar, nu știu, o chestiune curentă, o migrenă? Cel mai frecvent simptom este de ruperea unui anevrism este durerea de cap. Acea durere de cap pe care n-am mai trăit-o niciodată în viață este o durere de cap foarte, foarte importantă, care apare de regulă brusc și ajunge la intensitatea maximă în minute sau chiar instantaneu.
Și practic durerea, cea mai mare durere pe care un pacient o simte în viața lui este frecvent asociată cu ruptura unui anevrism. Bineînțeles că există pacienți care au dureri de cap și au dureri mari, însă întotdeauna trebuie să tragem un semnal de alarmă dacă brusc apare o durere de cap intensă, aproape insuportabilă, care frecvent asociază alte simptome neurologice în funcție de localizarea anevrismului. De asemenea, în unele cazuri, la pacienți un pic mai norocoși, există semne și simptome neurologice, cum ar fi paralizii de nervi oculomotor, pacientul începe să vadă dublu dintr-o dată, și alte mici deficite, mici sau mai mari deficite neurologice, care sunt cauzate de compresia structurilor vecine unui anevrism nerupt. Atât timp cât un anevrism este nerupt și tratamentul lui este unul mai ușor, care se poate face programat, nu în urgență, iar când lucrurile sunt făcute programat, rezultatele de cele mai multe ori sunt mai bune. Domnule Gobej, în momentul în care, să zicem, apare acea durere foarte puternică, fulgerătoare de cap, apare această vedere dublă, ce e bine să faci, că tu ca și pacient sau ca om, prima reacție este cumva de blocaj. Bineînțeles, ideal este să suni medicul. Dar e bine să faci ceva și să nu faci. Adică poți să-ți agravezi situația, nu știu, dacă te-a pus să iei tu pastile după cum te-ai gândit tu. Ruptura anevrismală este o urgență majoră care impune prezentarea la doctor imediată și un tratament cât mai rapid posibil, pentru că noi știm bine acum că o mare proporție din pacienții nu ajung la spital pentru că decedează înainte de a ajunge, iar cei care ajung rămân cu deficite neurologice importante într-o proporție impresionantă. Aproximativ 40% dintre pacienți rămân cu sechele importante pe viață dacă supraviețuiesc. Bineînțeles, dacă suntem în situația de a avea o durere importantă și încă mai suntem conștienți de ceea ce se întâmplă cu noi, este foarte important să apelăm la serviciul de urgență și să mergem și să fim îndrumați, să fim duși practic la un spital care se poate ocupa în mod corect de această patologie. Ce trebuie să știe în general pacienții și familiile acestora, pentru că frecvent pacientul nu mai poate să ia decizii pentru el în astfel de situații, că această problemă de sănătate este una urgentă și că fiecare clipă care trece cu pacientul fără tratament crește riscurile de moarte sau de deficite neurologice importante. Citeam, domnule doctor, apropo de faptul că această ruptură anevrismală, nici terminologia nu ajută foarte tare, că e așa super scary toată povestea, există niște grade cumva, poate să fie de 3%, 30%, 40%. Să explicăm puțin că există grade diferite. E corect dacă spun grade diferite de urgență cumva? Nu e corect. O ruptură de anevrism reprezintă întotdeauna un grad maxim de urgență. Nu prea există alte afecțiuni la fel de urgente ca o ruptură de anevrism. De ce este urgent? Pentru că dacă pacientul are șansa să ajungă în spital încă în viață, da? Pentru că 30-40% de pacienți mor înainte de a ajunge la spital, cel mai mare risc pe termen scurt este riscul de resângerare și când apare o resângerare, mortalitatea este de peste 90%. Și
Și procente sunt așa, niște procente aproximative. În prima zi după sângerare există un risc între 6 și 10% de resângerare și apoi în fiecare zi care urmează un risc care se apropie de 2-3% și este un risc cumulativ. Dacă faceți socoteala, dacă un pacient stă, să zicem, 5 zile fără să primească un tratament, are un risc undeva la 5 ori 3, 15 cu 10, 25% să decedeze. Ceea ce e un risc enorm. Mai există complicații care apar cam din ziua 4-a, din care cel mai important este vasospasmul, care la fel poate duce la deces. Tratamentul vasospasmului nu se poate face corect fără o intervenție în prealabil asupra anevrismului, adică o securizare a anevrismului. Când spuneți securizarea anevrismului, domnule doctor, la ce vă referiți? Ca să înțeleagă oamenii că există soluții totuși, mai ales în momentul ăsta cu chirurgia la nivelul la care suntem, totuși există soluții. Da, sigur. Există două mari metode de a trata anevrismele. Una chirurgicală, pe care eu mă ocup, și una endovasculară, de care se ocupă radiologii intervenționali sau intervenționiști. Practic, scopul tratamentului unui anevrism este de a exclude acea dilatație anevrismală cu un perete slab care e predispus la rupere din circulație, păstrând vasele portante, practic vasele pe care se dezvoltă, integre, astfel încât țesuturile care sunt alimentate de aceste vase să nu fie afectate, să nu moară, practic. Corect. Noi, odată ce am securizat acest anevrism, adică ori l-am clipat, așa se cheamă procedura chirurgicală, ori l-am embolizat, asta este procedura endovasculară, noi trebuie să avem în vedere complicațiile care sunt foarte frecvente și care într-un serviciu de specialitate pot fi reduse ca incidență. Și complicațiile cele mai mari sunt hidrocefalie, resângerare și vasospaz. Toate cele trei sunt așa un pic ciudat pentru oameni care nu sunt în specialitate, dar toate cele trei complicații majore pot duce la deces. Partea bună este că atunci când tratamentul se aplică rapid, corect, riscurile de complicații devin mult mai puțin importante. Ca să înțelegeți evoluția în ultimii 50 de ani a tratamentului anevrismelor, practic la internare într-un spital acum 50 de ani și chiar acum 30 de ani mortalitatea era 70%. Astăzi mortalitatea în centrele de specialitate unde oamenii știu ce au de făcut este sub 5%, uneori chiar sub 3%, depinde depinde foarte mult și de sistemul medical și de sistemul de pre-spital. Ce înseamnă sistemul de pre-spital? Dacă un pacient nu este orientat corect de către ambulanță la un spital care are competența și experiența de a trata astfel de probleme, atunci pacientul pierde șansa de a fi corect tratat și frecvent prognosticul e unul prost. În schimb, dacă sistemul de pre-spital funcționează corect, evaluează corect centrele care oferă astfel de servicii, această evaluare, din punctul meu de vedere, ar trebui făcută în termeni statistici și acești termeni statistici ar trebui comparați cu centrele de referință din Europa, de exemplu, atunci mulți pacienți ar beneficia de un tratament corect și mulți pacienți
ar fi salvați, practic. Ar muri, domnule doctor, mai puțin. Există o vârstă până la care se pot face aceste intervenții sau să fie un fel de vârstă limită? Că înțeleg că undeva în jur de 50 de ani e vârsta medie în care apar problemele, dar apropo de ce spuneați și de starea fiecărui pacient, cred că lucrurile sunt volatile tocmai pentru că sunt și alte patologii suplimentare, e particularitatea fiecărui pacient. Deci există o vârstă până la care puteți opera? Practic un anevrism trebuie operat, mai ales dacă e rupt, trebuie operat la orice vârstă, pentru că nu e nimic mai grav decât decesul. Da, adică riscurile într-adevăr cresc semnificativ cu vârsta și cu bolile asociate, cu comorbiditățile, că acum toată lumea a învățat ce înseamnă asta, și evident că este mai problematic să tratăm astfel de pacienți, dar ținând seama că în lista tratamentului prognosticul este extrem de prost, riscurile sunt acceptabile. În perioada asta în care, așa cum spuneați, am aflat cu toții și ce înseamnă comorbidități, am aflat cu toții și ce înseamnă pandemie. Iar în pandemie au fost nenumărate situații în care oamenii au vorbit de faptul că au refuzat să mai ajungă la medic de teama de a nu fi infectați cu COVID-19, dar asta în dialogul despre anevrism e mai complicat, pentru că trebuie... Cum ați aprecia că în perioada asta s-au manifestat lucrurile? Eu nu știu cum s-au manifestat, însă știu cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Practic ar trebui să existe în fiecare spital un circuit special pentru urgențe majore, un circuit care să permită evaluarea unui pacient și tratamentul, ca și cum nu ar fi nicio problemă de sănătate publică gen COVID, bineînțeles cu toate mijloacele de protecție pentru personal și bineînțeles în momentul în care se dovedește că pacientul ar fi pozitiv să ia calea unui circuit dedicat pentru pacienții COVID, iar în cazul în care este negativ să treacă practic în secțiunea celor negativi. Practic trebuie să fim atenți cu toții să nu producem pierderi de șanse pacienților și să pierdem timpul în a aplica tratamente utile lor din cauza unui test care nu a ieșit. Așa ceva, din punctul meu de vedere, e inacceptabil, e revoltător și ar trebui să fie urmat de măsuri drastice împotriva celor care ar acționa astfel. Acum, eu nu am cunoștință despre astfel de atitudini, dar dacă ele există, ele sunt condamnabile. Bineînțeles, pentru că în fața oricărei patologii nu ar trebui să avem situații de acest fel. Asta e altă discuție. Domnule doctor, mai am o curiozitate apropo de fapt două. Una, în folclorul nostru al profanilor, care nu lucrăm cu anevrismul și nu suntem specialiști, apare discuția despre reapariție. Deci să zicem că există un pacient, trece printr-un episod, se rezolvă lucrurile mai ușor sau mai complicat, există un termen până la care poate să reapară un anevrism dacă există această predispoziție, să-i spunem? Da, există această situație, din fericire e destul de rară, însă răspunsul exact la întrebarea noastră este că nu există un termen cunoscut. Acest lucru se poate întâmpla oricând de-a lungul vieții. Din fericire, dacă se întâmplă, se întâmplă lent, suficient de lent încât dacă facem o urmărire corectă a pacienților putem să ne dăm seama de reapariția unor anevrisme și putem să propunem și să facem tratamente corespunzătoare. Din fericire, lucrurile astea sunt foarte rare în cazul acestei patologii, adică sunt probabil 1-2% dintre pacienți afectați de o reapariție, un anevrism în altă parte decât a fost inițial tratat.
Și primesc, să știți, comentarii, întrebări, apare tot timpul în dialog cuvântul stres și e ultima mea curiozitate, cât de tare, deci fumatul, ok, îl asumăm, dacă îl asumăm, dacă nu îl asumăm, nu îl asumăm, dar stresul, în ce măsură poate, pentru că la noi e iarăși o chestiune de percepție, nu te enerva că îți crapă o venă, da? E o frază din popor, în ce măsură putem lega stresul de această idee de anevrism, care nu e, adică noi zâmbim acum pentru că e și păcat să vorbim despre subiectul ăsta altfel, la un moment dat îți dai seama că nu te ferește, că te pândește, poate să fie oricine afectat de fapt. Da, nu există niște studii asupra patologiei acesteia, în special și asocierea ei cu stresul. În schimb, ce știm noi că stresul predispune la boli cardiovasculare, la epidemie, la practic lucruri care pot duce la afectarea structurii peretelui vascular și care în final pot duce la accidente vasculare cerebrale ischemice, la creșterea riscului probabil de ruptura unui anevrism preexistent, însă în mod normal cineva care are niște faze normale, dacă este stresat o scurtă perioadă de timp, n-ar trebui să aibă nicio problemă. Stresul are și părți bune, nu numai părți rele. Părțile bune ar fi că la un moment dat când suntem foarte stresați simt că trebuie să îndepărtăm factorul stresant, deci e un factor de protecție, practic, stresul în aceste situații. Într-adevăr, trebuie să facem tot ce putem ca la locul de muncă sau în activitatea noastră zilnică, acolo unde ne desfășurăm, să fim pe cât de relaxat se poate, dar, bineînțeles, responsabil, pentru că relaxarea prea multă poate duce la irresponsabilitate. Îți mulțumesc doctorului Ionuț Gobej, medic primar neurochirurg la NeuroHop. Sper că am adus un pic de lumină apropo de povestea asta legată de anevrism. Sunt realități la care trebuie să fim atenți. Mulțumesc doctorului Gobej pentru comentarii. Mergem mai departe, sunteți aici la Gândul Live. Continuăm!